Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți în transmisiune directă cu Sala Sporturilor la Scărpană din Baia Mare pentru un meci extraordinar în Liga Națională Feminină de Handbal între HCM Baia Mare și Corona Brașov, echipele care au ținut capul de afiș în ultimele două sezoane după desființarea Olchimului, două echipe care și-au disputat în sezonul trecut titlul de campioană câștigat în cele din urmă de HCM Baia Mare pentru prima oară în istoria clubului. Acum HCM Baia Mare, lidera campionatului cu 48 de puncte, Corona Brașov, locul al treilea cu 42 de puncte. Spuneam, un meci extraordinar. E adevărat că cele două echipe nu sunt în cea mai bună formă, cel puțin din punct de vedere al reprezentării românești în Europa, pentru că ambele echipe au pierdut în competițiile europene în weekendul recent încheiat. HCM Baia Mare, după cum bine știți, în transmisiune directă pe DigiSport, a pierdut împotriva dublei campioane a Europei, Ghior, 18-26. De partea cealaltă, Corona Brașov a suferit o înfrângere încă și mai dureroasă în Rusia, la Astrahanochka Astrahan, 25-36. Greu de recuperat această diferență în returul de duminică de la Brașov. Sunt Severin Călinescu și vă invit la unul din cele mai tari meciuri în Liga Națională Feminină. E adevărat că în acest sezon a apărut în elita handbalului feminin românesc și CSM București, echipă care este pe locul al doilea în acest moment, 47 de puncte, unul mai puțin decât HCM Baia Mare. Corona Brașov este de altfel singura echipă care a reușit în acest sezon pe plan intern să învingă pe HCM Baia Mare. A fost un meci extraordinar în sala din Brașov. 29-28 au reușit jucătoarele de la Corona Brașov să învingă pe HCM Baia Mare. O primă revanșă pentru fetele antrenate acum de Tone Tiseli, dar care au început campionatul cu Costică Buceschi, a fost în Cupa României, acolo unde HCM Baia Mare, chiar la Brașov, a reușit să elimine în optimile de finală ale competiției pe Corona Brașov cu 25-21. Iată și cele două echipe, HCM Baia Mare, Barbara Arănhar și Paula Ungureanu, portari, jucătoare de semicerc, Aneta Pârfuț, Alexandra Dunașimento, Eliza Buceschi, Gabriela Suci, Lois Sabing, Valentina Elisei, Anastasia Lobaci, Elena Gheorghevska, Xenia Macheeva, Luciana Marin, Timea Tătare, Caterina Davidenko, Georgeta Vârtic, revenită după o accidentare, și Camila Herăm, antrenor Tone Tiseli. De partea cealaltă, Corona Brașov, Ana Maria Mârcă și Denisa Dedu, portari, Nicoleta Dincă, Oana Bondar, Laura Kipper, Aurelia Brădeanu, Marinela Neagu, Camelia Hotea, Mihaela Briscan, Oana Petrei, Daniela Rațiu, Nicoleta Tudor, Dana Pricopi și Cristina Zamfir. Antrenorul brașovencelor este Bogdan Burcea. Absențe de ambele părți. La Corona Brașov lipsește Adriana Țăcălie, la HCM Baia Mare, chiar dacă s-a mai diminuat lipsa absențelor în continuare, Ada Nechita, Melinda Geiger și Laura Oltean nu pot evolua în această partidă. Arbitrii acestei întâlniri, evident, de Liga Campionilor, Ana Maria Stoia și Diana Florescu, București-Pitești, cele două arbitre. Aruncarea de începere a aparținului HCM Baia Mare, spuneam, învinsă în turul sezonului regulat la Brașov de Corona cu 29-28. Eliza Buceschi începe conducător de joc pe primul atac al lui HCM Baia Mare. Gheorghevska și Elisei sunt cei doi inter. Gheorghevska combină cu Elisei, încearcă Gheorghevska o angajare pentru Xenia Macheeva, însă primul atac este ratat de HCM Baia Mare, iar Corona Brașov are atacul. Mica Brădeanu aruncă în blocajul Gheorghevskei, aruncare de la margine pentru Corona Brașov, două atacuri ratate de ambele echipe. E adevărat, Corona Brașov rămâne în atac cu Aurelia Brădeanu în centru, în inter dreapta este Marinela Neagu, în inter stânga Cristina Zamfir, keeper este în extrema dreaptă, pivot Oana Petrei. Acum o pasă până în extrema stângă, de unde înscrie primul gol al meciului Camelia Hotea, fostă jucătoare la HCM Baia Mare, sau în fine Știința Baia Mare. Acum Gheorghevska, Elisei pentru Herăm, combină cele două extreme stânga. Elisei, pătrundere, gol, 1-1.
Două atacuri ratate, dar ce a urmat și sperăm ce va urma în continuare va fi un festival de goluri, pentru că cele două echipe în Liga Națională compun cele mai bune linii de atac. Baia Mare are o medie de 31 de goluri pe meci, iar Corona Brașov o secundează la acest capitol, 29 de goluri pe meci. Scris acum Zamfir încearcă să o angajeze pe Oana Petrei. Primele două goluri înscrise de două extreme stânga, Camelia Hotea și Valentina Ardean Elisei. Zamfir aruncă de la distanță, ce gol splendid reușește Cristina Zamfir, jucătoarea de 25 de ani, formată la Slatina. De altfel, sunt 5 jucătoare la Corona Brașov care sunt născute la Slatina: Nicoleta Dincă, Aurelia Brădeanu, Daniela Rațiu, Cristina Zamfir și cea care absentează astăzi, Adriana Țăcălie. Corona Brașov începe bine și conduce cu 2-1. Gheorghevska acum pentru Elisei, se întoarce Elisei, combină cu Buceschi, care este blocată bine de Neagu. Marilena Burghel Neagu este cea care a înscris ultimul gol al meciului din turul campionatului goluri, care a adus 3 puncte Coronei Brașov. Contraatac, gol din nou înscris de Hotea, excelent angajată pe contraatac de Mica Brădeanu. Nici o paradă deocamdată pentru Paula Ungureanu. Spuream, e o partidă pentru ambele echipe de a se revanșa după meciurile slabe făcute în weekend în cupele europene. HM Baia Mare învinsă de Ghior, Corona Brașov de Astrahan, Ocica Astrahan în optimile de final ale cupei HF. Elisei cu o pasă pentru Herem, din nou Elisei cât pe aici ca mingea să o atingă pe Buceschi, pasă în extrema dreaptă, înscrie Alexandra Donascimento. Un mic pentru Donascimento, însă reușește să o învingă pe Denisa Dedu. A ținut colțul scurt, portarul Brașovului nu a deschis deloc la lung. Iată acum chemată de Bogdan Burcea și certată sau sfătuită, să spunem deocamdată. Brădeanu se întoarce, Zamfir, în fața sa este Macheva. A fost faultată Cristina Zamfir. Aruncare de la 9 metri pentru Corona. Brădeanu, Neagu, Brădeanu, Zamfir, combină jucătoarele de la 9 metri, puțin indecis acolo Neagu, n-a ieșit la combinație keeper, a intrat în contact și a obținut aruncare de la 9 metri, Brădeanu, Zamfir, din nou aruncă de la distanță, mingea este deviată. Destul de bine se grupase blocul defensiv al celor de la HM Baia Mare, puține șanse de reușită pentru Cristina Zamfir, care totuși a reușit să atingă ca la volei blocul și să își mențină echipa în atac. Faultat acum Laura Kiper, extrema dreaptă. Mica Brădeanu aruncă în blocajul lui Lobaș, Zamfir, au recuperat din nou brașovencele. Vine Neagu și încearcă Kiper să arunce. Se auzise fluierul celor două arbitre și va fi atac pentru HM Baia Mare, care poate egala minutul 6. Meciul începe tumultos, așa cum ne așteptam, sala este arhiplină. Spuneam despre Corona Brașov că va disputa pe teren propriu duminică returul cu Astrahan, Ocica Astrahan. HM Baia Mare va evolua în deplasare în Liga Campionilor la Viborg, faultat acum Buceschi, 9 metri. Gheorghevska, Buceschi, Elisei. Interesantă opțiunea lui Tone Tiseli, n-a titularizat-o pe Lois Abing. Am văzut că ea poartă și un bandaj la pulpa unuia dintre picioare, probabil că s-a accidentat în meciul cu Ghior. Un cartonaș galben pe care îl primește Neagu. Gheorghevska, Buceschi, Elisei.
destul de lente atacurile lui HCM Baia Mare. Gheorghevska, Muceschi, liberă în dreapta, Donașimento înscrie al doilea gol al său. Destul de slabă apărarea la Donașimento, poate că e un lucru pe care le-a spus posibil la vestiare antrenorul Bogdan Burcea. Donașimento nu este o jucătoare în formă, însă pare că a intrat cât se poate de bine în meci și trebuie să fie mai atentă Camelia Hote. Acum Zamfira a greșit, 3-3, minutul 7. Baia Mare poate trece în avantaj pentru prima oară în această partidă. Iată pe Alexandra Donașimento, 33 de ani are brazilianca, a venit vara trecută de la Hipo Viena. Gheorghevska, Elisei Buceschi, trece Buceschi în inter dreapta și Gheorghevska în centru, blocat acum Elisei de Neagu, eliminată două minute Marilena Burghel Neagu. Mai avea și un cartonaș galben, decizie corectă a celor două arbitre, Stoia și Florescu, superioritate numerică pentru HCM Baia Mare pentru următoarele două minute. Herem, Elisei, Buceschi, Gheorghevska, din nou Buceschi. Elisei trece acum în centru, Gheorghevska, o pasă riscantă pentru Buceschi. Acum Elisei blocat, încearcă să trimită mingea în extrema stângă, însă s-au apărat brașovencele foarte bine. E adevărat că atacul lui HCM Baia Mare a pierdut viteză la acea pasă în spate către Eliza Buceschi. Elisei pentru Gheorghevska, pe o aruncare în bară. Evitase bine blocajul Elena Gheorghevska. Însă rămâne 3-3 cu atac pentru Corona Brașov. Minutul 9 al meciului. Primul atac în inferioritate. Au scăpat cu bine jucătoarele Brașovului. Acum Hotea, Brădeanu, Kiper, Zamfir, Kiper. Nou Cristina Zamfir a fost faultat acolo. Kiper nu se concentrează deloc, brașovencele. Senzația că Mica Brădeanu a auzit un fluier, poate din tribună, angajat Macheva înscrie. Da, neatenție acolo în atacul Brașovului. Mica Brădeanu s-a uitat către arbitre, așteptând ca jocul să fie întrerupt, dar nu a fost deloc așa, fluierul nu a venit din partea celor două arbitre. Și acum HCM Baia Mare conduce cu 4-3. Da, se aude și crainicul sării care îi roagă pe spectator să nu mai fluiere. Așa cum acum Brașovul a fost încurcată de un fluier din tribune, data viitoare pot fi gazdele de la HCM Baia Mare în această postură neplăcută. Brădeanu, Hotea, Briscan a intrat în inter dreapta, blocat acolo foarte bine Kiper. Tătar a intrat în apărare, împreună cu Herăm au blocat-o pe Laura Kiper. Se reorganizează brașovencele, expiră în curând și eliminarea de două minute. Hotea nu este decisă dacă pleacă în circulație sau nu, până la urmă ajunge undeva acolo. Kiper, ce gol reușește, splendid! Unghi foarte mic, însă reușește să catapulteze mingea în colțul lung, la vinclu. Nicio șansă pentru Paula Ungureanu. N-au fost în cea mai bună formă sportivă portarii lui HCM Baia Mare în meciul cu Ghior. Procentaj mult mai bun pentru Orsolia Her. Nici acum n-a început Paula chiar extraordinar în poartă. E 4-4. Gheorghevska încearcă o apărare mai agresivă. Brașovencele și le iese. Briscan, Elisei Briscan, un pic depășită de Eliza Buceschi, care trimite o pasă la intercepție. Este atac pentru Corona Brașov, deși suporterii lui HCM Baia Mare protestează. Ată Briscan păstrată în teren în locul lui Neagu, care a primit acea eliminare de două minute.
Iar Biscam s-a descurcat excelent. Ce angajare a Micăi Brădeanu pentru Oana Petrei, care înscrie. Splendidă faza jucătoarelor Brașovului. Mica Brădeanu, o jucătoare fabuloasă, cu o carieră impresionantă, ajuns acum la 35 de ani. Cred că Tonetisele a trimis o poartă pe Barbara Arenhart. Doar doi portare are pe foaie pentru această partidă. A revenit Geta Vârtic după accidentare, de asemenea Luciana Marin, dar Luciana Marin a fost trecută pe foaie și în meciul cu Ghior n-a intrat, n-a jucat nicio secundă. Aruncare de la 7 metri pentru HM Baia Mare și Briscan, după ce a primit încrederea antrenorului, acum este certată de Bogdan Burcea, un antrenor de 44 de ani. Alexandra Donașimento înscrie și de la 7 metri, 5 la 5, minutul 12. Exact ce ne place, un meci echilibrat. Așa trebuia să fie, așa era de presupus că va fi în meciul dintre HM Baia Mare și Corona Brașov. Chiar dacă vă amintiți, în Cupa României, HM Baia Mare a dominat categoric prima repriză, încheiată cu 15 la 5. Brașovencele însă au avut o repriză a doua mai bună, ratează acum atacul, contraatac, prea lungă lansarea Barbarei Arenhart. În continuare nu merge contraatacul de la portar al lui HM Baia Mare, un lucru accentuat în această partidă după ce am văzut primele rateuri incredibile în meciul cu Ghior. N-a mai ajuns Herăm, de altfel pasa a fost trimisă prost în aut. Anastasia Lobaci, bielorusa, primește cartonaș galben în atac. Corona Brașov cu Mica Brădeanu, coordonator, Zanfir și Neagu revenită în intermediar dreapta. Bună depășirea lui Zanfir pentru Hotea, apără Zarenhard! Extraordinară faza! Foarte bine s-au descurcat brașovencele cu atacul succesiv oprit însă de Barbara Arenhard. Prima intervenție superbă a braziliencei, campioană mondială. Herăm faultată de keeper. Intră Davudenko în intermediar dreapta, în continuare interii dreapta nu îl mulțumesc absolut deloc pe Tonetisele. Davudenko nedecis, aruncă Buceschi, ninge recuperată de Herăm. Elisei o pasă din nou în spate pentru Buceschi. Davudenko, Buceschi de la șold, apără Dedu. Cinci la 5, minutul 14 al meciului. Alternează cele două echipe momentele foarte frumoase cu rateurile. Parcă ceva mai bine a jucat Corona Brașov pe acest început de meci. Câteva faze strălucitoare reușite de echipa lui Bogdan Burcea. Acum aruncă Mica Brădeanu de la distanță, apără Barbara Arenhart, recuperează Elisei și pleacă pe faza a doua. HM Baia Mare. O vedem pe Mica Brădeanu concentrată în apărare. Elisei încearcă să o angajeze pe Macheva. N-a mers combinația dintre cele două jucătoare. Zanfir e liberă. Hotea primește. Hotea se descurcă în fața Gheorghevskei și înscrie. Interesant dacă Tonetisele a început cele două meciuri de Liga Campionilor cu Savehov, victoria din Suedia și înfrângerea cu Ghior, cu Lobaci pivot. Acum o vedem pe Xenia Macheva, fiind acolo cel mai împins om al lui HM Baia Mare în atac. Davudenko, Buceschi, Macheva, Donașimento pleacă în circulație. Cu astfel de faze au reușit băimărencele să le surprindă de două ori pe jucătoarele din apărarea lui Ghior. Acum o aruncare a lui Elisei pe lângă poartă. Mingea a fost deviată și rămâne în atac HM Baia Mare cu Davidenko. Atentă Oana Bondar, fosta jucătoare de la HM Baia Mare, acolo în centrul apărării. Davidenko aruncă și înscrie. Frumos golul lui Davidenko, ceva mai hotărâtă la această fază. A profitat și de un dublu blocaj acolo în apărare și s-a apropiat foarte mult de semicerc, care a reușit să-și placeze aruncarea. 6 la 6, minutul 16, am văzut și bucuria slovenului Tonetisele. Zanfir vine lansată și înscrie. Ce replică are interul stânga de la Corona Brașov, Cristina Zanfir, jucătoare de echipa națională, 25 de ani.
acum câteva sezoane a fost accidentată, a lipsit mult, dar a venit, a revenit foarte puternică, la fel ca și Cristina Neagu. Elisei acum primește de la Davidenko, apără însă Denisa Dedu. Rămâne HCM Baia Mare în atac, mingea s-a dus în aut lateral. Bine a făcut keeper, dacă ar fi pus fie și o unghie pe Elisei, ar fi primit eliminare de 2 minute. Tamponată foarte repede Davidenko de Nicoleta Tudor, intrată în apărarea Brașovului. Acum Buceschi, Elisei, Herăm. Herăm, Elisei, Buceschi, se aude fluierul arbitrelor. O nouă minge pierdută de HCM Baia Mare. În continuare nu par inspirate fetele de la Baia Mare în atac. Doar 18 goluri înscrise cu Ghior. Acum au probleme meciul de campionat cu Corona Brașov. Duminică de la ora 16:15 pe Digi Sport 1, HM Baia Mare va juca cu Viborg în deplasare. Zamfir încearcă să o angajeze pe AP3, aruncare de la 9 metri pentru Corona Brașov, s-a apărat Alexandra Dunașimento. Iată acolo în intermediar dreapta se apără brazilianca Mica Brădeanu Zamfir. Zamfir vine peste jucătoarele din apărare și nu reușește să o învingă pe Barbara Arenhardt, care a avut emoții până a stăpâni această minge prinsă inițial între picioare, dar apoi a alunecat acolo. Denisa Dedu apără, dar este 7 metri. N-a fost departe să primească gol Barbara Arenhardt, dar până la urmă a reușit să țină mingea cu un suspans incredibil în fața liniei porții, cu care de la 7 metri n-a ratat-o pe prima Alexandra Dunașimento. Tot ea execută. Dunașimento înscrie pe la piciorul de sprijin al Denisei Dedu. Imposibil de apărat această aruncare de către Denisa Dedu, care a decis să ridice piciorul drept. Acum Brădeanu, Zamfir, Brădeanu. În fața sa este Elisei, fostele colege de la Olchim Râmnicu-Vâlcea. Aruncare de la 9 metri pentru Corona Brașov. Și este time-out pe care îl cere Bogdan Burcea. Sunt foarte curios ce le va spune jucătoarelor sale. Îl vom auzi și noi în curând pe tehnicianul Coronei Brașov. Dăm combinațiile de bază, Marie, la punul ăla, ești atentă. Da, Interul centru, a mers foarte bine. Trebuie să te prindă spre înainte, să te pășește aici, ca să poți să duci la poartă. Da, 1, 2, retur, intermediari avansat, a urcat sus, da, prin portul central și de acolo vin cu retur. I-ai pasat, te miști, schimbare exterior. Iată-le și pe jucătoarele accidentate în continuare la HM Baia Mare. Le-ați văzut acolo pe Ada Nechita, pe Geiger, pe Oltean, dar și Claudia Cetățeanu, cea care nu a fost trecută pe foaie de Tonet. Este interesant, Bogdan Burcea le-a dat doar soluții ofensive jucătoarelor sale. Semn că este mulțumit de felul în care fetele de la Corona Brașov se apără. Zamfir, Mica Brădeanu, Zamfir, gol! E ceea ce se spune când eleva își ascultă foarte bine profesorul și învață lecția din clasă. Parcă așa am înțeles la Bogdan Burcea, că i-a zis Cristine Zamfir, când face depășirea cu brațul sus, să se ducă către poartă. Asta a făcut Zamfir și a reușit să înscrie Elisei, blocată de Neagu, Burghel Neagu. Davidenko, Buceschi, Herăm, Buceschi, Elisei, Davidenko, Elisei, Buceschi. Foarte bine a stat în apărare Neagu și a reușit să scoată forțarea la Buceschi.
a Petrei. Intră lansată însă Neagu, calmează atacul. Reușiseră brașovencele să facă o singură schimbare de atac. Acum au făcut-o și pe cea de-a doua. Jucătoarele care intră, le-ați văzut mai devreme, Oana Bondar și Oana Petri. Zamfir care intră pe faza de apărare. Brădeanu, Neagu ia acțiunea pe cont propriu, însă blochează foarte bine Barbara Arenhart. A micșorat unghiul de atac al jucătoare aflate în semicerc. Acum pași la Davidenko, din nou nehotărâtă în ceea ce urma să facă. Pare în continuare să aibă probleme de adaptare Caterina Davidenko, chiar dacă a arătat în unele meciuri sclipiri, a arătat că este o jucătoare valoroasă, mai mereu pare lipsită de comunicare, în sensul că în multe rânduri e nehotărâtă în ceea ce urmează să facă pe teren. Briscan din nou trimis în interdreapta la Corona Brașov. Briscan încearcă să ia acțiunea pe cont propriu, se duce în centru, atacă pe Lobaci care se apără bine, n-avea cum să fie depășit acolo. Briscan nu avea nici viteza potrivită. Mica Brădeanu încearcă să diversifice jocul cu o pasă în extrema dreaptă, nu s-a așteptat însă keeper. 8-7, ultimele 9 minute din prima repriză. Frumos meciul dintre HM Baia Mare și Corona Brașov. Nici nu ne așteptam să fie altfel. Heram scoasă în aut acum. Atacul continuă pentru HM Baia Mare. Buceschi vine din nou în centru, odihnite Gheorghievska și Lobaci. Macheva trimisă pe toate acțiunile de atac ale echipei sale în postul de pivot. Davidenko, Elisei, Heram, unghi închis, retur, Davidenko aruncă, apără Dedu, recuperează Zamfir. Contraatac prost însă pentru Corona Brașov, mingea n-a mai ajuns la Hotea. Macheva angajat în scrie, 8-8. Au speculat foarte bine graba jucătoarelor brașovence, cele de la HM Baia Mare. N-avea rost să se grăbească, era oricum cu om pe ea Camelia Hotea la contraatacul de mai devreme. O decizie slabă, n-am văzut a cui, ori Dedu, ori Zamfir. Briscan, Brădeanu, Zamfir, Briscan, Zamfir, o pasă la intercepție. Mingea este pentru HM Baia Mare. Foarte bine a stat în apărare și a ieșit la timpul potrivit Camila Heram. 2 minute eliminare. Hotea o blochează dur pe Duna Cimento. Nici nu mai așteaptă, nici nu se mai uită către arbitre. Știe prea bine că a greșit și ia loc pe bancă Camelia Hotea. Foarte decisă în această intervenție. N-am înțeles de ce a procedat astfel, putea să fie mai calmă, poate tensiunea jocului. Camelia Hotea, bineînțeles, a fost apreciată de publicul de la Baia Mare pentru că ceea ce a făcut ea pentru știința Baia Mare nu poate fi uitat de niște spectatori foarte în temă cu handbalul. Au apreciat-o atunci când a jucat pentru echipa băimăreană. Superioritate numerică acum pentru HM. Elisei rămâne în interstânga. Buceschi, Gheorghievska, Elisei angajată foarte bine. Timea Tătar. Splendid acțiunea lui HM Baia Mare. Prima care smulge ropote de aplauze. O acțiune în viteză. O acțiune de superioritate finalizată de pivotul Timea Tătar. Ea a locuit-o pe Xenia Macheva și apare ieșit un pic din ritm Macheva. Cercat Tiseli să trimită în teren ambele rusoaice, însă ele au greșit la atacul dinaintea celui finalizat de Timea Tătar. Rădeanu acum, Dincă a intrat pe teren, forțează Dana Pricopi. Duna Cimento, Elisei, Heram, din nou pasa, vine cam în spate. Își cere scuze Valentina Ardean. Elisei, cu siguranță, dacă ar fi fost ea în extrema stângă, nu s-ar fi bucurat de o astfel de pasă. O înțelege perfect pe Camila Heram. Buceschi se reorganizează pentru atacul pozițional, campioanele de la HM Baia Mare.
ultimele 6 minute și jumătate din această partidă. Elisei Gheorghievska pentru Dona și Mento, apărânsă extraordinar de Nisa Dedu. Prima ratare din pozițional pentru Alexandra Dona și Mento după ce dăduse două goluri, unul dintre ele dintr-un unghi aproape imposibil. E o jucătoare valoroasă, dar în continuare trebuie să demonstreze acest lucru și la HM Baia Mare, care și-a dorit-o foarte mult în echipă și acum a dorit-o într-un timp olchim Râmnicu Vâlcea. Zamfir, Pricopi încearcă o schimbare de direcție, însă nu se mai concentrează deloc pe pasă și îi oferă mingea din nou lui Herm, care stă avansat în apărare și iată recuperează a doua minge. Gheorghevska vine cu aruncare năpraznică, imposibil de scos pentru Denisa Dedu, 10-8. HM Baia Mare reușește pentru prima oară să rupă ritmul acestei, să rupă echilibrul, profită de eliminările și de ratările jucătoarelor brașovence, sau mai bine spus de pasele destul de riscante. Pricopi, Zamfir, Brădeanu, trebuie Mica să ordoneze un pic atacul Brașovului. Zamfir aruncă în bar, a fost evident faultată, primește cartonaș galben Macheva, trecută iată la munca de jos, să spunem, după ce a fost pivotul de atac, acum face faza de apărare. E o jucătoare masivă, o jucătoare impunătoare acolo în centrul semicercului. Alături de ea este celălalt pivot, Lobaci. Nicoleta Dincă este faultată, aruncare de la 9 metri. Aruncă Pricopi, slab pentru a, iată, pentru a o păcăli pe Barbara Barenhart. Intervenție ușoară pentru portarul brazilian. E timeout pe care îl cere acum Done Diseli. Brădeanu, principalul pericol pentru apărarea lui HM Baia Mare. Elisei responsabilă cu blocarea fostului, fostei sale colege de la Olchim, Râmnicu Vâlcea. În rest, pare mulțumit Tone Tiseli de felul în care echipa reacționează, cel puțin în ultimele minute, când HM Baia Mare s-a apărat foarte bine și a reușit să facă această diferență de două goluri. Acum are și atacul campioana României, Davidenko în interdreapta, Buceschi centru, Elisei interstânga. În continuare niciun semn de abing pe teren, chiar dacă n-au fost în debutul meciului cele mai inspirate momente pentru atacul lui HM Baia Mare. O boltă pe care o pune Alexandra Dona și Mento cu noroc, parcă se uită în sus și mulțumește lui Dumnezeu pentru că mingea s-a dus în bar. Exact acea privire pioasă a avut-o Alexandra Dona și Mento. E adevărat, cu noroc, însă golul e gol. E 11-8 pentru HM Baia Mare. Și Corona Brașov în pierdere de turație. Pricopi din nou pasă la intercepție. Camila Herem pe contraatac. Herem, gol! 12-8. Foarte bună în apărare Camila Herem, promptă tot timpul. Iese atunci când trebuie, o știință extraordinară, e adevărat, e și foarte rapidă, are explozie. Camila Herem reușește să înscrie. Presa daneză a speculat că Viborg o dorește pe Camila Herem. Mă îndoiesc că Viborg, cu atâtea probleme financiare, se îndreaptă către astfel de jucătoare foarte bune. Să nu uităm, Herem e campioană olimpică, mondială, europeană. E pur și simplu o speculație a presei daneze.
Deci oficialii clubului de la HM Baia Mare au spus că nici nu se gândesc, mai are un an Herăm contract și o vor păstra la Baia Mare. Acum din nou o pasă la intercepție, Neagu, aceeași Camila Herăm, Dora Cimento obține aruncare de la 7 metri și eliminată. 2 minute pentru a doua oară în această repriză. Camelia Hotea, nu este Briscan, ci Hotea, jucătoarea eliminată, a doua eliminare pe care o primește extrema stângă, însă o intervenție care a părut destul de dură la Alexandra Duna Cimento. Din nou o pasă greșită și din nou aceeași jucătoare care reușește intercepția, Camila Herăm. Colegii din CAR au reparat imediat eroarea de mai devreme, iar acum Eliza Buceschi execută aruncarea de la 7 metri, nu poate face Alexandra Duna Cimento. Înscrie Buceschi cu încredere. Ana Maria Mârca a fost în poarta Coronei Brașov, iese acum la schimbare, 13-8. 10 minute Corona Brașov n-a mai reușit să înscrie și iată cum diferența a crescut incredibil. Cred că are o serie de 6 goluri consecutive cu HM Baia Mare pe finalul primei reprize. Cât de bine începuse Corona Brașov. Acum Brădeanu, Zamfir, Neagu, Zamfir, Mica Brădeanu. E 1-1 cu Gabi Suci, a fost faultată, n-a reușit să pătrundă. Eliminată 2 minute Gabi Suci pentru ținere. Putea forța mai mult acolo Mica Brădeanu, a obținut ceea ce și-a propus până la urmă. O eliminare de 2 minute, se echilibrează raportul numeric pe teren, nu și cel de pe tabela de marcaj. În continuare Brașovul cu mari probleme în atac, nici apărarea nu mai ține așa cum a făcut, cum a făcut-o în primele 15 minute. Burcea a primit și el cartonaș galben. Brădeanu, Zamfir, Brădeanu încearcă o aruncare de pe picioare, Neagu, foarte slabă aruncarea Interului dreapta și nicio problemă pentru Barbara Arenhart. 1 minut și jumătate din prima repriză, 13-8, HM Baia Mare conduce Corona Brașov. Cred că de la egal sau chiar de la un gol în spate au pornit această cursă nebună pentru HM Baia Mare, care acum își face meciul ușor. Herăm profită de indecizia în apărarea brașovencelor. Spuneam, multe momente în care nu se coordonează jucătoarele. Neagu decisă, keeper gol în sfârșit pentru Corona Brașov. Neagu a primit acolo o lovitură, am văzut-o pe una din arbitre făcând semn că nu s-a întâmplat absolut nimic, dar acuz o lovitură a fost, ia să vedem acum. Da, a fost lovită de Lobaci, Marilena Burghel Neagu. A fost o lovitură involuntară. Poate putea fi sancționată până la urmă. Se ridică Neagu, 13-9. HM Baia Mare conduce pe Corona Brașov. Bine însă pentru Corona că a ieșit gol din această fază. Am văzut și pe fostul mare internațional Dumitru Berbece, secundul lui Bogdan Burcea. A și căzut rău Neagu. Discută în continuare cu cele două arbitre, Stoia și Florescu. Suferă puternic antrenorul de 44 de ani, cu experiențe în Grecia și Isle Feroe. Poate voi avea timp în repriza a doua să spun palmaresul său de peste hotare. Deocamdată o urmărim pe Eliza Buceschi, care scapă de primul contact. Fluieră cele două arbitre, 9 metri, și ar fi dorit și Buceschi și Tiseli o eliminare de 2 minute. Acum HM Baia Mare este în infă, da. E de 2 minute ținerea Laurei Kiper. Duna Cimento, Elisei aruncă, apără Denisa Dedu.
Mai au încă 20 de secunde, adică până la finalul reprizei, superioritate brașovencele. Mica Brădeanu trebuie să fie mai decis, o pasă în picior către Cristina Zamfir. Pot duce contraatacul până în poartă jucătoarele de la HCM Baia Mare și se termină prima repriză cu golul Elizei Buceschi. E 14-9, HCM Baia Mare a reușit o evoluție absolut senzațională de pe la jumătatea reprizei încolo. A spune că prima jumătate de repriză Corona Brașov a jucat mai bine, mai frumos, mai eficient atât în apărare cât și în atac. Să vedem ce va fi în repriza a doua. Deocamdată e 14-9 la pauză pentru HCM Baia Mare. Revenim în transmisiune directă cu sala La Scărpană din Baia Mare la pauză. HM Baia Mare conduce cu 14-9 pe Corona Brașov în derbiul etapei în Liga Națională Feminină de Handbal, etapei a 18-a. Se întâlnesc locurile 1, Baia Mare 48 de puncte, cu locul al 3-lea, Corona Brașov 42 de puncte. A fost o primă repriză echilibrată timp de 19 minute. Atenție, în minutul 19, Corona Brașov conducea cu scorul de 8-7. A urmat apoi 10 minute în care Corona nu a reușit să înscrie și a primit 6 goluri, 13-8 în minutul 29. Pentru HCM Baia Mare, care s-a apărat foarte bine în această perioadă, evident, dacă nu a primit gol, a intrat în poartă Barbara Arenhardt, mai inspirată decât Paula Ungureanu, care a început meciul pentru HCM Baia Mare, și acum e 14-9, diferență foarte mare de recuperat pentru Corona Brașov. Nu știu ce s-a întâmplat, chiar după un timeout al lui Bogdan Burcea, parcă Corona Brașov nu a mai reușit să găsească atât de ușor drumul către poartă. În această etapă a 18-a, Roman a învins pe Neptun Constanța cu 27-20, Brăila Craiova 26-25, Zalău Cluj 32-26, CSM București, CSM Ploiești 32-23, Vâlcea Deva 30-28, Mureșul Târgu Mureș Unirea Slobozia 26-37. Iată-l pe Bogdan Burcea discutând cu cele două arbitre, Ana Maria Stoia și Diana Florescu. Primit un cartonaș galben Bogdan Burcea în prima repriză. Nu par deloc convinse cele două arbitre de justețea lucrurilor pe care le-a spus Bogdan Burcea. După această partidă pe Digisport 1 urmează știrile Digisport, apoi fotbal european, care emisiune care prefațează de la ora 21 duelul din semifinalele Copei del Rey, Barcelona Villarreal, apoi de la ora 23 tot pe Digisport 1 Athletic Bilbao cu Espanyol, tot de la această oră, de la această oră pe Digisport 3 se dispută meci de polo, semifinală de Cupa Europeană, Steaua cu Napoli. Napoli conducea cu 6-5 la un moment dat. Pe Digisport 2 e turneul WTA de la Antwerp.
de la ora 19:30 pe DigiSport 3 este Asesoft Ploiești cu Nancy, ultimul meci în cupele europene pentru formația ploieșteană. De la ora 21:15 pe DigiSport 3, Tomis Constanța cu Locomotiv Novosibirsk în top 12 Liga Campionilor la volei, iar de la ora 23:30 pe DigiSport 3 e meciul dintre Flensburg și Beşiktaş, care reia Velux Champions League, Liga Campionilor la băieți. În atac Corona Brașov, Mica Brădeanu, este blocată Zamfir cu o pasă pentru keeper, apără din nou Arenhard. Ce bine începe brazilianca și repriza a doua. Keeper a reușit în prima repriză un gol absolut superb, dar iată că acum cu un unghi mai bun nu reușește. Ous nu reușește, n-a reușit să o învingă pe Arenhard, lucru pe care îl face Camila Heră. Un gol foarte ușor primit de Denisa Dedu, iată unghi imposibil, Denisa Dedu desface picioarele, așteaptă o aruncare ceva mai lungă pentru Camila Heren, însă se păcălește tânăra din poarta lui Corona Brașov și primește un gol foarte ușor, 15-9 pentru HM Baia Mare. Mica Brădeanu, splendid golul Micai Brădeanu, aruncare de la Scholt. Nicio șansă pentru Arenhard, care nu a văzut această minge, această torpilă trimisă de Mica Brădeanu. 15-10 rămâne în poartă Denisa Dedu, iată-l în imagine pe Tone Tiseli, antrenorul din această iarnă a celor de la HM Baia Mare. Duceschi trece interstânga, n-are o continuare vizibilă acestei faze. Elisei, bun atacul succesiv, pas în extrema dreaptă, gol Duna Șimento. Bine a jucat Alexandra Duna Șimento în această partidă. A început bine cu două goluri din acțiune, a mai dat și două goluri din 7 metri, apoi a ratat, însă foarte repede trecut peste acea ratare și iată înscrie din nou, trimisă în Inter dreapta, Nicoleta Tudor, o jucătoare de 26 de ani, angajată acum a Petrei de Mica Brădeanu. E faultată, foarte bine rezistă apărarea lui HM Baia Mare, foarte compactă, mobilă, un 6-0 care pune probleme celor de la Corona, un 6-0 agresiv. N-au multe șanse de reușită trăgătoarele de la Corona Brașov, în special Zamfir din Interul stânga. Zamfir blocat acum de Gheorghevska, 9 metri pentru Corona Brașov. Un atac lung al Coronei, în curând vor intra în amenințare de joc pasiv. Zamfir, Brădeanu, blocată de Lobaci, 9 metri din nou. Macină energiile această apărare a lui HM Baia Mare, pare obosită Mica Brădeanu. Zamfir, Tudor, extraordinar blocajul Valentine Ardean Elisei. Mai întâi s-a bucurat, apoi a suferit în urma loviturii primite. Elisei în continuare se resimte, la fel și Macheva. Primește îngrijiri medicale Xenia Macheva. Primit o lovitură acolo. Pe partea cealaltă Elisei se duce lângă Paula Ungureanu și iată ce blocaj reușește Valentina Elisei. Și acum momentul în care realizează că o doare foarte tare. O jucătoare puternică pe Elisei, revine în apărarea echipei sale, o aeriană încercată de Corona Brașov. Nicio șansă de reușită. Elisei acum, Brădeanu a ieșit în întâmpinarea lui Elisei, Duna Șimento, Elisei încearcă combinația cu pivotul Macheva, nu reușește să ajungă la minge. Faza a doua pentru Corona Brașov, Zamfir blocată de Lobaci și încearcă Hotea, o pasă foarte, foarte riscantă. Duna Șimento nu reușește nici ea să prindă mingea, însă calmează atacul care este pentru HM Baia Mare la adăpostul unui rezultat foarte bun în acest moment, 16-10. N-a
n-au fost momente inspirate nici de o parte, nici de cealaltă. Îngrijorătoare însă forma în atac a Coronei Brașov. Nu mai reușesc fetele antrenate de Bogdan Burcea să depășească apărarea lui HCM Baia Mare, care s-a schimbat de prin minutul 15. Atunci parcă a devenit imposibil de trecut. Practic din minutul 19, prima repriză, n-au mai reușit decât două goluri brașovencele, foarte puțin. Gheorghevska, Dona și Menton, n-are unghi, aruncă cu efect în bară până la urmă. A găsit rezolvarea acțiunii, însă nu s-a terminat cu gol. Acum Tudor nu reușește să înscrie. Pe contraatac, Lobac o face, 17 la 10, crește diferența în favoarea lui HCM Baia Mare și se adâncește criza în atac a Coronei. În etapa următoare, Baia Mare are meci ușor cu ultima clasată, Mureșul Târgu Mureș, iar Corona joacă pe teren propriu. Un meci foarte, foarte intens, important, cu HCM Roman. În sfârșit, Zamfir reușește să înscrie. O aruncare clară, un avânt decis al Cristinei Zamfir. A țintuit-o pe Arenhart și a reușit să înscrie. 17 la 11, din păcate au devenit rare reușitele Coronei. Din păcate, pentru a avea un meci foarte echilibrat, așa cum ne dorim întotdeauna. Gheorghevska combină cu Elisei, acum face pași. Luceschi pasase Valentina Ardan Elisei. Brădeanu, Tudor forțează. Nu este de acord cu decizia arbitrelor. În atac HCM Baia Mare, Luceschi, Gheorghevska, Elisei, Abing în continuare nu intră, este menajată înaintea meciului capital cu Viborg, capital pentru calificarea în sferturi. Dona și Mentor reușește să înscrie, cât am așteptat în Liga Campionilor aceste aruncări ale Alexandrei Dona și Mentor. N-a aruncat aproape deloc cu Ghior. Venită pe învăluire din extrema dreaptă, iată că o face acum, este ceva mai simplu, reușește să înscrie. Spuneam, HCM Baia Mare va juca cu Viborg duminică de la ora 16 și 15 minute pe Digisport 1. Corona Brașov în atac, Pricopi trimisă pe teren în dreapta, combină cu Keeper, Pricopi, continuare pentru Zamfir, Brădeanu în fața sa este Macheva, o faultează pe Brădeanu, 9 metri. Două titluri de campioană națională are în istorie Corona Brașov, sau Rulmentul, așa a fost cunoscută, așa cum s-a numit echipa, în 81 și în 2006. Parada Anei Maria Mârcă în fața Gabrielei Suci. Mai devreme apărase și Arenhart. Suci fautează acum pe Keeper, dar nu primește eliminare de 2 minute. A împins-o acolo. Poate că ar fi meritat măcar un cartonaș galben Gabi Suci. Zamfir, Brădeanu. Brădeanu aruncă în bară, recuperează tot Brădeanu și înscrie. Foarte atentă Mica Brădeanu la această fază. Aruncată de la 9 metri în bară, culcată, Arenhart s-a ridicat și a fost aproape de a scoate cea de-a doua aruncare a Micăi Brădeanu. Însă până la urmă este gol pentru Corona Brașov în atac HCM Baia Mare. Etapa a 18-a, locurile 1 și 3. Pe 2 este CSM București. Luceschi, Gheorghevska, Luceschi, pași.
destul de dezordonate jucătoarele de la HM Baia Mare la ultimele faze. Acum Brădeanu vine cu o execuție de excepție extraordinară, Mica Brădeanu, aruncare necruțătoare în vinclu, aștepta pe colțul opus Barbara Arenhart. 18-13, momente mai bune pentru Corona Brașov, în special datorate inspirației acestei jucătoare extraordinare, Mica Brădeanu. Buceschi, Gheorghievska, Elisei aruncă, paradă întârziată a Anei Maria Mărcă, sau reacție întârziată, a ridicat destul de târziu brațele, ce viteză a avut aruncarea Valentinei Ardean Elisei. Rațiu, Daniela Rațiu, 26 de ani, trimisă în pivot acum, 19-13 pentru HM Baia Mare. În atac Corona, Pricopi, Brădeanu, Pricopi, Zamfir încearcă depășirea, până la urmă îi pasează bine Nicoletei Dincă în extrema stângă, ea reușește să înscrie. Nicoleta Dincă, o jucătoare venită la Corona în vara trecută de la SCM Craiova, a mai jucat la Rapid și la Universitatea Cluj. Nicoleta Dincă, primul său gol în această partidă, 19-14. Parcă e mai ușor pentru Corona în atac în această perioadă. Buceschi pătrunde și obține aruncare de la 7 metri. Au strâns târziu brașovencele. Dona Șimento probabil că va executa aruncarea de la 7 metri. Buceschi, jucătoarea faultată în prima repriză. La un moment dat Dona Șimento a fost faultată și Buceschi a venit să execute aruncarea de la 7 metri. Acum, într-adevăr, Alexandra Dona Șimento de la 7 metri, gol, 20-14. Nici o problemă pentru Dona Șimento de la 7 metri. Practic, Baia Mare arată o siguranță foarte mare de la linia aruncărilor de la 7 metri. Practic, o siguranță în tot sezon, mai puțin în acel meci de coșmar cu Larvik. Pricopi, Zamfir, Brădeanu, Dincă vine la combinație, Brădeanu aluncă, aruncă acum peste poartă. A luat un pic jocul pe cont propriu Aurelia Brădeanu, a reușit câteva goluri excepționale, acum însă a ratat și HM Baia Mare este în atac, 20-14, minutul 42 al meciului. Gheorghievska, Elisei, Buceschi, Hera, faultată de keeper. Interesant, Elisei este folosită în permanență în interul stâng. Nu am văzut-o în meciul cu Ghior evoluând acolo în interstâng, deși poate că la un moment dat era nevoie de o schimbare. Acum Buceschi, Gheorghievska, Buceschi forțează. Brădeanu, angajată Rațiu, boltă, gol, 20-15. Surprinsă apărarea lui HM Baia Mare. Erau avansate și Loba și Gheorghesca, practic n-au avut timp să intre în apărare așa cum își doreau băimărencele și așa cum s-au apărat extraordinar de bine începând cu acel minut 19. Buceschi ceva cam aproape de poartă, obține însă aruncare de la 7 metri, din nou schimbare de direcție, puse pe picior greșit jucătoarele din apărarea Brașovului. Iată Bondar și cu keeper n-au reușit să lucreze mai bine la această fază, dat 7 metri. Alexandra Dona Șimento execută, gol, din nou foarte sigură pe Alexandra Dona Șimento, cea mai bună marcatoare pentru HM Baia Mare în această partidă. Cred că are 3 goluri din acțiune și 4 de la 7 metri.
21 la 15, rămâne cumva stabilizată această diferență dintre HM Baia Mare și Corona Brașov. Pricopi, Brădeanu, Brădeanu a fost întâmpinată de Suci, a faultat Unguroaica, Brădeanu, Zamfir, Brădeanu, fața sa este Tătar și o faultează din nou pe Nica Brădeanu. Foarte atente cele de la Baia Mare la Mica Brădeanu. Și l-am auzit și pe primul timeout, Tone Tiseli le spunea fetelor sale, special Valentinei Elisei, să se apere bine la Brădeanu. Acum keeper, nu poate învinge pe Barbara Arenhart. Ajută și poarta în acest match pe HM Baia Mare. Barbara Arenhart a intrat bine în prima repriză. Și iată revenirea pe teren a Lucianei Marin, aplaudată de cei 2000 de suporteri ai lui HM Baia Mare. Elisei, Luci Marin, venită după accidentare, Gheorghevska ia acțiunea pe cont propriu, scoate 7 metri și eliminare, protestează Zamfir. Iată o imagine pe Luciana Marin, jucătoarea care a lipsit destul de multă vreme de pe teren, a pierdut meciurile cu Savehov și cu Gheori. Iată pe Cristina Zamfir acum eliminată, dar a spune mai important pentru Luci Marin, a pierdut campionatul european din Ungaria și Croația. Gheorghevska primește îngrijiri, Barbara Arenhart. Mult mai folositoare la HM Baia Mare decât colega sa campioană mondială, Alexandra Dunașimento, cel puțin deocamdată. Cele două vor participa alături de Naționala Braziliei la Trofeul Carpați în luna martie și vor juca cu România în semifinala turneului. Gol înscris de Dunașimento. În cealaltă semifinală se întâlnesc Suedia și Germania. ...22-15... crește diferența favoarea lui HM Baia Mare. Nu e deloc un meci strâns, așa cum a fost cel din turul sezonului regulat de la Brașov. Acolo Corona a reușit să învingă pe HM Baia Mare, singura echipă care a reușit această performanță în acest sezon intern. 29-28 a fost în acea partidă. Pricopi, Brădeanu, Pricopi și este timeout pe care îl cere Bogdan Burcea la scorul 22-15. Încă jumătate de repriză din această partidă din etapa 18-a. Marcaș, omule, dă un lup. Ce făcut? Cu ea de acolo din exterior, da? Al doilea este pe blocul minge de aici. Ea e în centru cu marcajul. Îi dai blocul minge, vin cu retur la culoar. Ne-am înțeles? Ultima instanță. Ne aduc la prepasiv. Încrucișare simplă. Pătrutere extremă opusă. Schemă de atac construită pentru extreme, asta în condițiile în care Nica Brădeanu în continuare este foarte bine anihilată de apărarea lui HM Baia Mare. Tudor, Pricopi, Brădeanu, din nou Pricopi, Tudor, Brădeanu,
încearcă să pătrundă, e blocată de Suci, 9 metri. Amenințare de joc pasiv. Brădeanu n-are o continuare pentru această fază, e blocată de Suci, va mai fi un paravan la această fază. Tudor aruncă în blocajul Timei Tătar, contraatac. Pârvuț se descurcă foarte bine până la aruncare. Una blocată de Denisa Dedu, revenită în poarta Brașovului. Bună schema Anetei Pârvuț, dar aruncat pe mijlocul porții. Tudor, Brădeanu, Tricopi, Dincă, Tudor, Brădeanu, Kiper, Rațiu intră în pivot, Tricopi, Brădeanu, Kiper, din nou un atac lung pentru Corona Brașov, dar Baia Mare stă foarte bine în apărare. Ies jucătoarele de la Baia Mare, un pic avansat. Zamfir revine în interstânga. Tricopi, Rațiu se demarcă bine, e faultată, 7 metri, apărare în semicerc la Gabi Suci. Era de multă vreme în semicerc Gabi Suci. Aruncare de la 7 metri, Cristina Zamfir vine să execute față în față cu Barbara Arenhart. Gol reușit de Zamfir, 22-16. Nemulțumită Barbara Arenhart, n-a reușit să scoată aruncarea de la 7 metri. Să vedem cum intră în joc Luciana Marin, cât de aplaudată de fanii de la Baia Mare. Ea este în centru acum cu Lucescu în interstânga și Gheorghevska în dreapta. Pârvuț, Marin, Gheorghevska, o pasă greșită către Lucescu. Faza a doua însă se repliază foarte bine băimărencele. Faultată Zamfir. Tricopi trece în centru. Mica Prădeanu în interdreapta. Zamfir, Tricopi, Brădeanu, Tricopi, Brădeanu aruncă și înscrie. Fantastică Mica Brădeanu și în această partidă, chiar dacă probabil Corona Brașov va pierde fața lui HCM Baia Mare, Mica Brădeanu din nou la înălțime. A mai avut și ratări, însă este în continuare jucătoarea pe care poți conta. Lucescu, Gheorghevska, Marin, aruncă Gheorghevska, apără Denisa Dedu. Ultimele 11 minute din această partidă, 5 goluri avans pentru HCM Baia Mare. Pare însă mai bine intrat în joc Corona, dar ăsta este un 7 metri. Și se dă doar 9 metri, 7 metri, părerea mea. Tricopi conduce atacul Coronei Brașov. Brădeanu, Tricopi, Zamfir, Tricopi, Zamfir, Brădeanu. Foarte bine o angajează pe Rațiu, care înscrie. A apărută surprinzător, nimeni n-a băgat de seamă ce face pivotul Coronei. Gheorghevska o scapă pe Rațiu și este gol pentru Corona Brașov. Doar 4 goluri au mai rămas pentru HCM Baia Mare, iar Toneti se licere timeout. We need to be focused until the end. Okay? Play in defense 100%. In an attack, same things what we did. Okay? Say that you are also in attack, Timea. You are rest now. Okay? Be focused until the end. Fight, Gracie! Action!
Da, am văzut, le-am văzut în training pe Geta Vârtic și Lois Sabing, semn că ele nu vor juca în această partidă, deși au fost trecute pe foaie. Trebuie să fie concentrate jucătoarele de la HCM Baia Mare pentru a nu avea o surpriză așa pe finalul jocului. 22-18, ultimele 10 minute din această partidă. Elisei în continuare în Inter stânga, Luci Marin retrasă pe bancă, Buceschi a intrat, de asemenea Macheva în pivot. Încearcă un paravant, un Nascimento pentru Elisei, Davutenko, Buceschi. Bună, bună mișcare în apărare făcută de jucătoarele de la Corona Brașov. Ceva probleme în atac pentru HCM Baia Mare. Buceschi, Davidenko, Buceschi, Elisei, blocată bine, Herăm recuperează, Buceschi, Davidenko, în fața sa iese Oana Bondar, foarte bine se apără Corona Brașov, respinge atacurile celor de la HCM Baia Mare. Nu este o viteză extraordinară în atacul de la Baia Mare și acest lucru permite apărării Brașovului să se orienteze foarte bine. Nici vorbă de eliminare, se auzise de mult fluierul arbitrelor. Iată-l și pe Tone Tiseli alături de Gheorghesca și Lobaci. Amenințare de joc pasiv și probabil un paravan. Elisei se înalță și aruncă peste poartă. A fost să blocată pe brațul de aruncare. Din nou aruncare de la 9 metri pentru HM Baia Mare. Trebuie să încerce din nou Elisei, dacă nu cumva se gândesc la o aeriană. Nu, pentru Davidenko, care aruncă pe lângă poartă. O aruncare însă deviată și HM Baia Mare rămâne în atac, dar rămâne și amenințarea de joc pasiv. Elisei, Macheva, Donascimento, 7 metri, scoate brazilianca o aruncare de la 7 metri, neatente în apărare. Cât de bine făcuseră toată faza și exact acum la final, când cele de la HM Baia Mare erau sub presiune, au greșit. Nicoleta Dinca a venit foarte târziu, execută Eliza Buceschi, aruncarea de la 7 metri pentru că Donascimento a fost jucătoarea faultată. Buceschi însă ratează, aruncă în bară, din nou 9 metri. Se apropie de 2 minute în atac HM Baia Mare, greșește Buceschi, Davidenko, blocată de Zamfir. Spectatorii cer acum eliminare de 2 minute, jocul continuă, Buceschi pentru Elisei, Buceschi, Davidenko se întoarce, încearcă angajarea pivotului și este din nou aruncare de la 7 metri pentru faultul făcut de Oana Bondar la Macheva. Ana Maria Stoia îi spune Oanei Bondar că a ținut-o de tricou pe Macheva și își argumentează astfel decizia de a da și 7 metri și eliminare la această fază. Intră într-un dialog Oana Bondar cu spectatorii din spatele băncii echipei sale. Donascimento atât de singură de la 7 metri. Oana Bondar, spuneam, până în vară a fost jucătoarea lui HCM Baia Mare. Probabil că spectatorul i-a reproșat că își dă un interes foarte mare pentru a învinge Baia Mare, dar ăsta este profesionismul, adică și spectatorul trebuie să înțeleagă că Oana Bondar este o jucătoare profesionistă care își face treaba acolo unde joacă. Mica Brădeanu, în inferioritate numerică Brașovul. Keeper, ia acțiunea pe cont propriu, extraordinară parada Barbarei Arenhardt. Contraatac pentru HCM Baia Mare, Tătar înscrie. Incredibil a fost Barbara Arenhardt ceva mai devreme. Contraatacul fructificat de Timea Tătar. Keeper luase faza atât de bine pe cont propriu. A apărut însă extraordinar Barbara Arenhardt. 24-18. Zamfir, Pricopi, faultată de Tătar, 9 metri pentru Corona Brașov. Barbara Arenhardt, un nume cu rezonanțe nemțești pentru braziliancă, dar trebuie să spunem că ea este născută la Novo Hamburgo.
Ricopi aruncă de la distanță Zamfir, nicio problemă pentru Arenhart. Lansează contraatacul greșit, ieșise și Denisa Dedu. Mingea n-a mai ajuns la Duna și Mento. În atac Corona, care așteaptă să revină jucătoarea eliminată. În fine, nu va intra Oana Bondar, care este o jucătoare specializată în apărare. Intră Rațiu. Trei goluri înscrise de pivotul de la Corona Brașov, apărută de foarte multe ori surprinzător. Pricopi acum. Keeper pleacă în circulație, pasează lui Zamfir. Mica Brădeanu nu reușește să controleze prea bine mingea, însă Pricopi, extraordinar din nou Barbara Arenhart. În două faze consecutive, 1-1 cu adversarele din partea dreaptă. Mai întâi keeper, acum Pricopi. Barbara Arenhart însă reușește două parade fabuloase și cred că pune punct emoțiilor pentru suporterii de la Baia Mare, cel puțin în această partidă. Să sperăm că Barbara Arenhart va avea o evoluție asemănătoare și duminică de la ora 16:15, în direct pe Digisport 1, meciul de Liga Campionilor Capital cu Viborg, meci care trebuie câștigat pentru ca HM Baia Mare să rămână în cursa pentru sferturile de finale. Ratare acum, Davidenko, blocată de Zamfir. 9 metri pentru HM Baia Mare. Ultimele 4 minute și jumătate din această partidă. Luciana Marin primește o minge în spate. Acum Elisei pentru Herăm. Apără excelent și Denisa Dedu. Prea optimistă la această fază Camila Herăm. A încercat bolta, deși portarul nu era foarte departe de linia porții. Zamfir reușește un gol splendid. Trei jucătoare în blocaj, însă Zamfir îl evită foarte bine și o învinge pe Arenhart. Mai ușor, iată, câteodată de la 9 metri decât de la 6 metri, 1-1 cu portarul. Două intervenții extraordinare pentru Arenhart. Recuperează din nou Brașoven, ce le forțează contraatacul și este gol reușit de Oana Bondar. Probabil că este răspunsul pe care îl oferă acelui spectator din spatele băncii Coronei. Bondar, cea mai rapidă pe contraatac, reușește să înscrie. 24-20, este frumos jocul în continuare în ultimele minute ale sale, așa cum a fost pe toată durata sa. Herăm, Davidenko, în fața lui Davidenko iese Bondar, Luci Marin, Luceschi, Duna și Mento aruncă mult peste poartă. Se grăbesc brașovencele și reușesc din nou contraatacul cu Nicoleta Dincă. 24-21, serie incredibilă de 3 goluri consecutive pentru Corona Brașov. Să fie oare o răsturnare spectaculoasă, vom afla în ultimele 3 minute ale meciului. Deocamdată l-ascultăm pe Tiseli. Ok. Alice, you are back. Eliza, you are in the middle. Xenia, you play again in the deck. Ok. Luci, on the bench. So, Ale, Katia, you are in attack. Eliza, Alice, back on the deck. Just one change. Ok. Nu faceți lucruri stupide, asta l-a spus Tone Tiseri. La începutul time-out-ului am auzit la final și acel davai rostit de Xenia Macheva. Luci Marin trecută din nou pe bancă, are nevoie de minute, însă pare că se încinge, se tensionează finalul de meci. Elisei în atac, 2 minute și jumătate din această partidă, 3 goluri avans pentru HM Baia Mare, însă au făcut tot felul de greșeli băimărencele pe în ultimele minute. Elisei acum blocată de Mica Brădeanu, aruncare de la 9 metri pentru HM Baia Mare, incredibil cum rezistă Mica Brădeanu, atac, apărare, aproape un meci întreg. Luceschi, Elisei, Davidenko aruncă în blocaj, nu reușesc însă
intercepția jucătoarele de la Corona. O pasă greșită însă pentru Donascimento. Și cred că a ieșit cu mingea în aut sau nu. A trecut prin semicerc și se va vedea acum. Dar calcă semicercul Nicoleta Dincă. Frustrant pentru Corona Brașov. Era un nou atac pierdut pentru HM Baia Mare. Elisei, Buceschi, Davidenko, Buceschi, Elisei, Herăm, Buceschi, Elisei, Davidenko. Un braț acolo care se duce înspre gâtul lui Davidenko, trimis de Mica Brădeanu, care primește eliminare de 2 minute. Dar nu protestează la această fază, e clar, e adevărat, Mica Brădeanu are, nu are cele mai bune cuvinte la adresa arbitrelor în legătură cu alte faze din această partidă. Nu aceasta, aceasta a fost, cred eu, destul de clară. O eliminare primită acum, cu un minut și jumătate înainte de finalul jocului. Totul decide partida. O dată în plus, dacă mai era nevoie, pași pe care îi face Davidenko. Trebuie să se grăbească brașovencele, încearcă contraatacul către Nicoleta Dincă, însă Eliza Buceschi se retrage foarte repede, foarte atentă, reușește intercepția și HM Baia Mare nu mai poate scăpa victoria, cu toate că fetele de la Corona Brașov au dovedit caracter și au arătat că nu renunță la luptă nici atunci când bătălia pare pierdută. Un derby cu adevărat foarte frumos în Liga Națională Feminină. Eliza Buceschi obține o aruncare, nu, forțează acum și este din nou atac pentru Corona Brașov, care se poate apropia la 2 goluri, dar am intrat bine de tot în ultimul minut al meciului. Oricum, un meci foarte, foarte frumos, repet. Zamfir încearcă pentru Dincă, ratează brașovencele, contraatac pentru HM Baia Mare. Eliminată 2 minute Dana Pricopi și va fi aruncare de la 7 metri pentru HM Baia Mare. Terminăm 4 jucătoare de semicerc, cele de la Corona Brașov. Această partidă, iată și faultul făcut de Dana Pricopi, o ține de mână pe Timea Tătar și primește eliminare de 2 minute plus aruncare de la 7 metri. Alexandra Donascimento înscrie, n-a greșit deloc de la 7 metri, foarte bună evoluție Alexandrei Donascimento. Ultimele 15 secunde, 25 la 21 pentru HM Baia Mare, nu mai poate pierde această victorie. Baia Mare face 51 de puncte, cu 4 puncte în plus față de CSM București, care între timp probabil că va merge în acel caz de cusoanele până la TAS, pentru că a pierdut și ultima cale de apel. Va mai fi o aruncare de la 9 metri pentru Corona Brașov, greu de înscris de acolo. Să vedem însă aruncarea. Fără probleme pentru Barbara Arenhardt. 25 la 21. HM Baia Mare câștigă meciul cu Corona Brașov, iar duminică va juca în Liga Campionilor la Viborg. Un meci foarte frumos. Ne bucurăm că vi l-am putut oferi. Sunt Severin Călinescu. Urmează știrile. La revedere!